pregătită pentru finala de mâine? Am pus totul la punct în cele mai mici detalii. Nu, Zo, pe tine cine te-a întrebat? Eu am făcut regulețele în culorile echipei. Am cumpărat confeti și fluiere. Și cum v-am obișnuit, eu și fetele am pregătit un număr de majorete trosne. Costumele sunt creația mea. Fiți atenți, o să-i dăm gata. Cu forța înainte, nu vă dați bătuți. Adversarii noștri la pământ căzuți. Hei, campioni! Eu am scris versurile. Da, păi nu știam că te mai cheamă și Elinescu. Capitanul nostru, la înaintare, cu Vladi Petere, echipa cea mai tare. Go, Vladi! Și pe asta tot l-am scris. Oh, mulțumesc, mulțumesc! Dar să știți că nu dau autografe decât după ce câștigăm. Dar zău că nu aș refuza un masaj acum, după antrenament. Salut, Vlade, cum te simți înainte de ziua de mâine? Mai întrebi, știi bine că sunt cea mai tare speranță a fotbalului românesc. Antrenorul a pus la punct toate detaliile pentru meciul de mâine. Am văzut și un filmuleț cu echipa adversă. Niște papălapte, o să-i facem pilaf. Iar eu mă simt într-o super formă. Salut, Ioana! Salut! De ce nu mi-ai răspuns la telefon aseară? Ți-am trimis, cred că, vreo 100 de mesaje. Ți-am pus la un loc în față, la meciul de mâine. Mulțumesc, dar nu cred că am să vin. De ce, Ioana? Ești supărată pe mine? Glumești, nu? Cu toate aerele astea de vedetă nu-ți mai ajunge nimeni la nas. Eu una m-am săturat de fițele tale. Poate că alte fete din clasa asta le găsesc interesante, dar pe mine să știi că nu mă impresionezi. Te credeam altfel, Vlad, dar văd că nu ești decât un fotbalist încrezut. Dă-mi voie să trec, te rog. Bună, ce faci, te rog, cu tema? Ce-o fi văzut, Vlad, asta? Eu nu pot să înțeleg. E o țărâncuță spălăcită cu pretenții de oraș. Da, și nici măcar nu e îmbrăcată, cine știe ce. Mă, da, și părul ăla oribil nu face nimic cu el. Cum o fi intrat în școala asta? Pe merite și pe inteligență nu cap voi pe banii lui Toticu. Bună ziua, copii! Bună ziua, ziua! Ea este noua voastră colegă. Am auzit că este foarte descurcăreată și a avut numai note bune până acum. Vă rog să o primiți așa cum se cuvine și să ajutați cu temele până va ajunge cu el la timp. O să las pe asta să se prezinte. Te rog! Salut! Pe mine mă cheamă Orion și... Cum? Orion? Orion, este numele unei constelații. Mai taci, mai Nostradamus! Părinții mei sunt magicieni, locuim în circ și călătorim în toată lumea. Fascinant! E o diferență mare între magicieni și vrăjitori. Magicienii fac niște trucuri. Gata, gata! Deschideți cărțile la pagina 32. Astăzi vom vorbi despre nevrăjitori. S-au purtat colegii mei cu tine, nu știu ce a apucat. Să știi că sunt niște tip de treabă, dar acum de când cu finala asta... Ce finala? Finala campionatului de fotbal pe oraș. Se joacă mâine. Câștigătoarea merge mai departe în competiția pe țară. Aha, înțeleg. E un meci foarte important pentru ei. Da, mai ales pentru Vlad. El e capitanul echipei. Asta înseamnă că el este cel mai bun, nu? Da, doar la fotbal, din păcate. Voi doi nu vă prea înțelegeți, așa-i? Nu prea, mai ales de când a fost selecționat. Salut, Orion! Orion, ce nume frumos! Mulțumesc, și mie îmi place. Oamenii îl găsesc ciudat, dar eu m-am obișnuit. Ei, nici chiar așa. Poate doar dacă m-ar chema Amandina. Orion, vreau să te întreb, știi... Hai, Tibi, curaj! Cum e să trăiești la circ? Cu elefanți, cu tigri, cu tot felul de animale sălbatice, cu acrobați, te-ai născut în circ, știi să faci scamatorii, știi să jonglezi, poți să-mi arăți, poți să mă uiși pe mine, te rog. Ei, Tibi, mai ușor, o să avem timp și de toate poveștile astea. Deocamdată vreau să ajung la zi cu lecțiile, pe urmă o să vedem. Ai
ți-i ceva? Ștorbă, nu vezi că am căzut. Vlad, Vlad, unde te doare? Aici, cred că e glezna. Nu pune mâna, mă doare îngrozitor, cred că e luxată. Vai, cum se poate? Tocmai înainte de meci. El e capitanul nostru, echipa nu poate juca fără el. Ce ne facem? Chemați repede infirmiera să vină cineva! Vlad e rănit! Vai, săracul Vlad! E chiar așa important meciul ăsta pentru voi? Mai întreb, l-am așteptat tot anul. Tibi, vrei să te învăț o scamatorie? Acum? Privește și ia notițe, dacă poți. A fost un meci grozav, ai jucat foarte tare. Mulțumesc, mulțumesc, vrăjitoară. Cum poți să fii așa când ea te-a ajutat să joci azi? Da, te pomenești că a făcut și vreo magic o vrajă ca să câștigi. Ei bine, da. Psst. Și cum a făcut? Așa, hocus pocus preparatus. Au! Orion, ce ai făcut? Eu nimic, de data asta el a fost vrăjitorul. Îi trece imediat. Universul are felul lui de a ține minte ce s-a întâmplat ieri, a rămas înregistrat. Cum adică înregistrat? Ei, hai să înțelegi tu poate mai târziu. Știi, vreau să te întreb, dacă nu ai treabă mâine după școală? Da, Tibi, o să merg cu tine la circ. Yes!